Dumneavoastră ce ați auzit? Păi am auzit că a fost legată soția victimei, fata cea mare a fost violată, cea mică a fost întrebată dacă e minoră, a, bătine, te lasă în pace, nu te violez că ești minoră, iar copilul de 10 ani de zile, vă dați seama că e traumatizat, cred că are nevoie de consiliere psihologică și așa mai departe. Dar unde era legată femeia? Pe femeia a legat-o în baie. Și a tăiat-o și la mână. În baie, în timpul în care el viola fata cea mare. Și bărbatul nu... Bărbatul era în pat, era agonizat, deci era în pragul morții deja, când se întâmpla violul. Și pe dumneavoastră a spus că soția a fost și tăiată în baie când a fost legată? Da, da, după ce a tăiat-o, după ce a ieșit acolo, de acolo a ieșit și când a văzut, ea a tăiat-o aici cu cuțitul. I-a dat cu cuțitul la mare. Dar dumneavoastră cum ați auzit? Adică păi eu am fost prima dată aici și când am ieșit era femeia trântită acolo la poartă și ne-a spus chestiile astea, că am întrebat-o ce era și ne-a spus chestiile astea ce v-a spus acum. Ne-a spus. S-a mai auzit așa ceva aici? Aici încă am 4 ani de zile, de eu n-am auzit nicio chestie de așa ceva. Îl cunosc pe omul ăsta de 4 ani de zile. Sunteți prieteni de familie? Da, da, mai ceva ca un prieten. Mi-a făcut casa, era un om enorm de bun. Era, muncea și cu ziua. Era și cu suflet bun, și cu munca, și peste tot. N-am auzit de el nimic, nici... Tocmai de asta ne întrebăm și noi care a fost să fie și care a fost treaba de a intra chiar peste el. Asta. Deci, nu, deci mie nu-mi vine să cred. Eu mă așteptam la el nici pe atât. Și soția unde este acum? La... Soția e la poliție și fata. Și aia mai mare e la spital, care a violat. Mulțumesc.